Acum o să prezentăm grupa 7 a FCI, grupa raselor de câini de aret. O să începem cu pointerul englez, grupa a 7-a, a câinilor care contează, câini care fac aret, adică blochează vânatul, rămân acolo nemișcați. Insularii, pointerul, setterul, sunt rase englezești care au o capacitate formidabilă de a ține foarte bine aretul. Avem o femeie și un mascul. Sunt câini care nu excelează în zona de recuperare, de aport. Dar prin educație, prin lucru intens cu ei, se poate ajunge la performanțe foarte bune. În schimb, calitatea nasului este deosebită. Este una din rasele care a evoluționat cândva vânătoarea. Au o chetă foarte largă, adică pentru vânătorii mai comozi. E un câine care, din păcate, deranjează prin faptul că galopează foarte mult, deci mișcarea lor este în galop, în permanență și cuprind foarte mult teren. Foarte mult teren, se duc stânga-dreapta față de vânător, această chetă, cum o denumim noi, care e o chetă care e specifică doar raselor englezești. Cheta se duce undeva 2, 3, 400 de metri de multe ori. Există examene, italienii sunt specialiști și au aceste concursuri de grande cerca, aceste concursuri unde se pune accent pe chetă și pe un nas foarte calitativ.